A crezut că are BMW și că îi se permite orice. Este vorba de un conducător auto care a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a fost prins în stare de ebrietate la volan. Incidentul a avut loc pe una din străzile capitalei în noaptea de luni spre marți. Potrivit poliției, șoferul de 29 de ani a refuzat să se supună cerințelor legale ale oamenilor legii, timp în care a bruscat un agent de patrulare, fapt pentru care a fost reținut și dus la secția de poliție. Acum bărbatul riscă să fie cercetat pentru nesubordonarea față de oameni legii, precum și pentru că a condus beat, în acest caz riscând o amendă maximă de 42.500 de lei sau până la 5 ani de închisoare. Menționăm că din 14 decembrie 2018 șoferii prinși beți la volan vor rămâne fără permis de conducere, acesta fiindu-le suspendat pe perioada examinării cauzei în instanță.